Bună dimineața, dragilor! Fac această filmare pentru a vă prezenta un produs extraordinar de bun în migrenă. Este un produs injectabil care în România este apărut de ceva timp, aproape un an. Din nefericire, este, din punctul meu de vedere, incomplet folosit de către pacienți, în special deoarece este un produs injectabil. Firește, toată lumea are fobie de injecții și cred că pleacă și din faptul că nu cred că toată lumea se pricepe să și-l administreze sau cel puțin se teme că nu o va face corect. Acest produs este un sumatriptan injectabil. Sumatriptanii sunt o clasă de medicamente care sunt agoniști de receptorii 5-hidroxitriptamina. Vreau să fie foarte clar că acest produs îl veți putea folosi doar dacă el este prescris de către medicul dumneavoastră neurolog și doar în cazul în care suferiți de cefalee migrenoasă. Nu este ok să fie folosit pentru orice durere de cap care nu are un diagnostic clar de migrenă și de asemenea nu aș vrea să-l folosiți doar pentru că îl prezint eu astăzi sau pentru că ați auzit de el pe internet sau pentru că v-au spus prietenii. Este un produs care se recomandă doar de către medicul neurolog după o consultație clară, după investigații precise care pun diagnosticul de cefalee migrenoasă. Spun acest lucru pentru că este evident că, deși este un produs excepțional de bun, el nu este indicat pentru toată lumea. Are niște contraindicații clare pe care nu le voi spune chiar așa în detaliu. Ele trebuie să în principal discutate de fiecare pacient cu medicul său. Dar este clar că nu se administrează dacă în paralel mai luați și alte medicamente pentru alte boli sau dacă aveți afecțiuni grave, cardiace sau hepatice. Spun așa în mare, pentru că acestea sunt detalii pe care, încă o dată, repet, ar trebui să le discutați cu medicul dumneavoastră. În regulă, toate acestea fiind spuse, eu vreau să vă spun un singur lucru. Acest medicament, administrat într-o criză migrenoasă, are o eficacitate extraordinară, respectiv, marea majoritate a pacienților spun că migrena dispare în aproximativ 7 minute. Cine suferă de migrene știe foarte clar cât de dureroasă este o criză și mai ales faptul nefericit că această criză poate dura undeva între câteva ore până la câteva zile. Iată de ce vreau să încurajez pacienții mei să folosească sumatriptanul injectabil, tocmai pentru eficacitatea sa extraordinară. Haideți să vi-l și arăt. Acesta este un stilou. Îi se spune un stilou pe un fir, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie altcineva lângă dumneavoastră atunci când administrați această injecție. Puteți să o faceți singuri, acasă, într-un loc liniștit, fără ajutorul nimănui, durează câteva secunde să vă administrați substanța. Ce trebuie să faceți este să vă uitați la această fereastră de control, unde se vede soluția. Trebuie să urmăriți faptul că ea trebuie să fie de culoare transparentă până la ușor gălbuie, fără să aibă impurități. Odată văzut acest lucru, sunteți atenți că butonul albastru reprezintă acela pe care veți apăsa. Iar aici avem acul, fereastra de control al acului. În regulă. Deci, scoatem stiloul preumplut din folie, ne uităm cu atenție la termenul de valabilitate, stiloul trebuie să fie în termen, verificăm căsuța de control, unde este substanța, ne uităm că are o culoare transparentă, fără impurități, fără flocoloane. Acesta este butonul pe care vom apăsa atunci când vom injecta substanța, iar aici avem teaca albă a acului. Când o subtragem, înăuntru va fi acul. În regulă. O extrage ușor teaca acului. În interior se găsește acul, nu vom pune niciodată mâna, policele, degetul, orice deget, pe zona aceasta pe care o vom aplica pe piele. Da? Vom alege partea superioară a brațului sau a coapsei,
acolo unde avem o cantitate de țesut adipos suficientă, ne vom uita să nu fie o zonă iritată, o zonă roșie, o zonă care doare sau cu probleme de piele. Da? Ce vreau să vă arăt este următorul aspect și o să folosesc, mă rog, un tamponel cu care are o structură destul de elastică, dar suficient de tare, care ar putea să spunem că imită pielea. Vreau să vă arăt că această teacă a acului este sigură, nu vă veți înțepa. Da? Ea trebuie, atunci când o aplicăm pe piele, să împingem suficient până ea intră în interior. Are un recul. Da? Ea trebuie să intre. Exact. Și acum a intrat. Vedeți? Se aude un click. Da. Deci aia este ca o zonă de siguranță. Și dacă veți spune mâna, da, am spus că acest lucru nu este sugerat, nu aveți cum să vă înțepați acolo, oricum este în interior, iar el va intra în piele doar în momentul în care îl apăsați de butonul albastru. Deci nu există riscul să vă înțepați înainte sau să se întâmple ceva. Dar zona aceasta, ea nu trebuie. Ceea ce fac eu acum, dumneavoastră nu veți face, da? Vă arăt doar ce zonă nu trebuie atinsă și vă arăt că această zonă, atunci când o veți atinge de piele, ea trebuie să intre cu totul în stilo. De-abia după aia veți injecta. După ce injectați, nu veți ridica acul de pe piele până nu se va mai auzi încă un click și se va colora în albastru fereastra. De-abia după aia veți ridica în poziție perpendiculară, exact așa cum aplicăm pe piele acul, îl ridicăm și așa se termină injectarea. Bineînțeles că înainte veți spăla pielea cu un tampon steril cu spirit și o lăsăm puțin să se usuce, fără să mai atingem locul unde am curățat-o cu tamponul steril cu spirit. Încercăm? În regulă. Deci, hai să punem cutia ca așa. Ok. Asta mi-arată că substanța injectată a trecut toată în piele, injecția s-a terminat, avem fereastra de control albastră. Bun, ce vreau să mai vă spun și este foarte important, este faptul că această injecție există posibilitatea să aibă imediat după aplicare anumite efecte adverse. Respectiv, puteți simți, se poate întâmpla și poate fi destul de frecvent această reacție, să aveți o senzație de constricție toracică, să se înroșească fața, pielea, în special în zona pieptului, să aveți o senzație iminentă de sete de aer. Aceste simptome pot fi foarte importante, pot fi destul de severe, dar nu trebuie să vă sperie, deoarece la aproape toate persoanele, simptomele acestea dispar în câteva minute. E suficient să stați liniștiți, să respirați ușor, poate în fața unei ferestre, dacă aveți o senzație de sete de aer, și să așteptați câteva secunde. Există și un caz extrem, dar foarte rar, în care se poate întâmpla ceva mai grav de atât. Dar nu voi discuta despre acest lucru, pentru că acestea sunt niște reacții adverse extrem de rare și nu plecăm din start de la principiul că ne vom injecta o substanță foarte bună și le vom păți noi. În principiu, dacă nu aveți o alergie la sumatriptani și alte probleme pe care le discutați împreună cu medicul dumneavoastră care ar contraindica administrarea acestei substanțe, atunci pot să vă spun că este un produs medical sigur și foarte util în criza migrenoasă. Sper că v-a fost de folos acest video, că vi se pare simplu de folosit pe viitor, că nu vă veți teme. Și vreau să vă asigur că durerea resimțită în momentul injectării este comparabilă cu aceea pe care o simțiți atunci când vă recoltați glicemia din deget, cine și-a recoltat-o vreodată. Dacă nu, hai să ne gândim că dacă ar durea între 0 și 10, durerea pe care o resimțiți atunci când vă injectați această substanță este undeva pe la 1, maxim 2. Da. Bun. Sper că v-a plăcut video și că v-a fost util.